Unul dintre telefoanele mele preferate din 2019, în zona mid-range, a fost Samsung Galaxy A50. Avea o cameră ultra-wide capabilă, baterie bunicică, un ecran destul de luminos și, în același timp, jocurile arătau binișor pe el. În continuarea sa vine Galaxy A51, telefon lansat în ianuarie 2020. Mai proaspăt de atât nu se poate. Face niște upgrade-uri, precum faptul că a trecut la o cameră quad în spate, adică are 4 senzori. În același timp, designul cel nou, adică avem o cameră dreptunghiulară, așa cum o să vedem pe Galaxy S20, conform zvonurilor, iar noi avem aici varianta Prism Crash White. Este un alb cu niște prisme în spate și care include și niște dungi în stilul costumelor Armani. Foarte interesant. Porim telefonul și începem setup-ul și vă spun următoarele. Pe plan local, la magazinele de la noi, telefonul Galaxy A51 costă 1699 de lei. Mă aștept ca prețul să pice rapid spre acele 1500 de lei, care ar fi un sweet spot, dar asta în următoarele luni. Până una alta, e poziționat ca telefon mid-range, destul de ușor pentru ce ecran Super AMOLED mare are, un ecran care are o cameră selfie decupată în centru, cum am văzut de la Galaxy Note 10 încolo, și alte detalii și impresii aflați în minutele următoare aici, la mobilissimo.ro. Iată-ne deci cu Samsung Galaxy A51. Ne-a plăcut foarte mult A50 anul trecut și hai să începem procesul de setup. Ok, hai să lăsăm pe limba română. Suntem de acord cu acești termeni. Și ne conectăm și la rețea. Trecem mai departe în setup-ul nostru. Ceea ce vedeți aici este un ecran de 6,5 inci Super AMOLED cu rezoluție de 2400 pe 1080 pixeli, aspect 20 pe 9. Cititorul de amprente este integrat în ecran și avem aici decupajul pentru camera selfie. Este un panou de tip Infinity O, iar decupajul este central și sus, cum am văzut la Galaxy Note 10. Când se fac aceste actualizări, aruncăm o privire în cutie. Aici o să găsim un plic de carton în care se află cheița pentru sloturi. Și apropo de sloturi, varianta Dual SIM a telefonului oferă separat nano SIM plus microSD, deci nu trebuie să vă complicați cu un slot hibrid. Garanție și Quick Start Guide. Apoi avem un încărcător care promite încărcare adaptivă, Adaptive Fast Charge, și face încărcarea la 9V 1,67A sau 5V 2A. Mai departe, avem cablul de la USB-C la USB-A și o pereche de căști. Pot doar să vă spun că aceste căști sunt unele din material plastic, fără dopuri de cauciuc, au conector de 3,5 mm, sunt destul de generice și clasice și cele care vin cu Galaxy A71 sunt un pic mai bune decât acestea. Dar hei, mai bine să ai căști decât să nu ai deloc, cum fac companiile din China. Am revenit la telefon pentru că am terminat cu analizarea conținutului cutiei și continuăm setup-ul. În același timp, în cazul în care vă întrebați, remarc faptul că avem o bărbie mult mai mică decât la Galaxy A50. În general, muchile ecranului s-au micșorat semnificativ față de predecesor. Aș mai remarca și faptul că avem sticlă în față cu protecție Gorilla Glass, în vreme ce în spate avem un material plastic, dar ai putea să juri că e sticlă. Iată și acele efecte despre care v-am vorbit, un soi de mic curcubeu prins aici și o serie de prisme plus dungi ascunse sub ele pentru a crea un efect deosebit. Ok, deci plastic în spate, plastic și lateral, talia este de 7,9 mm, iar telefonul cântărește un rezonabil 172 de grame, aș spune rezonabil pentru diagonala sa. În rest, cameră dreptunghiulară în spate și mai avem la dispoziție pe acest terminal și ecranul anterior menționat de 6,5 inci Super AMOLED, în vreme ce la interior găsim procesorul Exynos 9611. Procesor de 10 nanometri, octa-core, un upgrade incremental, un upgrade destul de mititel pentru procesorul văzut pe predecesor. Apoi avem 4 sau 6 GB de RAM la interior, 64 sau 128 GB de stocare și slot micro SD. Ok, Bixby este la posturi, oferind roluri de agregator pentru toate conținuturile de care aveți nevoie, face și recomandări de aplicații, de restaurante și de știri. Acum că am terminat cu RAM-ul, stocare și ecran și procesor, trecem la baterie. Galaxy A50 avea o baterie excelentă, iar A51 vine cu o baterie de 4000 de mAh,
care sună bine pe hârtie, dar o să o punem la treabă și o să vedem ce și cum. Acum, în acest orificiu, din zona frontală și sus, găsim o cameră selfie de 32 de megapixeli. Sper să focalizeze mai bine decât a făcut-o camera lui Galaxy A50. În spate începe adevăratul party. 4 senzori de cameră. Avem blitz LED aici și avem și filmare 4K. Acum, acești senzori sunt în următorul mod. Camera principală este de 48 de megapixeli, are face detection autofocus și deschidere F2.0. Mai avem o cameră ultra-wide de 12 megapixeli. Mi-amintesc că acea cameră ultra-wide pe Galaxy A50 m-a mulțumit. Plus o cameră macro, asta e noutatea, de 5 megapixeli, acolo unde companiile chineze oferă de 2 megapixeli. Iar ultima cameră este cea bokeh de 5 megapixeli, care o să vă ajute cu capturile live focus. Filmare 4K la 30 de cadre pe secundă, conectivitate 4G LTE, suport ANT+, port USB-C în zona inferioară, jack audio, difuzor chiar aici și încă îmi plac noile wallpaper-uri de la Samsung. Mai departe mai avem și GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0 și de asemenea NFC și Wi-Fi Direct. O privire foarte rapidă asupra browserului web și asupra tastaturii virtuale care are un rând numeric sus. Ca software, rulăm aici Android 10 cu One UI 2.0 aplicat peste. Ok. Și în această zonă de notificări și quick settings o să găsim funcții utile precum link către Windows, pe care am văzut-o prima oară pe Galaxy Note 10, dar și celebrul mod întunecat. Văd că avem și Dolby Atmos și ca de obicei o să arunc o privire în interfața camerei. Alternăm între camera principală și cea wide. Ok, avem și o funcție pe bază de AI aici, optimizator scenă, plus extra setări, extra opțiuni, avem un mod pro, mișcare super lentă cu cetinitorul și funcție macro. Mi se pare mie sau avem și o funcție Edge? Da, avem și ecran lateral pentru niște extra shortcut-uri, chiar și după toți acești ani de la Galaxy S7 Edge încoace. Ok, primele impresii despre Galaxy A51. Ușor, destul de aderent, au tăiat din buchile ecranului și sunt tare curios legat de baterie, de gaming și de cameră. Deja faptul că are o cameră macro de 5 megapixeli, acolo unde rivalii propun camere macro de 2 megapixeli, sună ca un plus. Nu uitați prețul, în jur de 1699 de lei. Revenim cu review cât de curând. La revedere!